Sărut mâna, drage colege, vă salut cu drag, dragi colegi. Sunt Decebal Făgădău, membru al Partidului Social Democrat și în această calitate sunt astăzi alături de dumneavoastră. Așa am ieșit pe stradă în momente mult mai grele ca acestea, întotdeauna dorind să sprijin o echipă, o echipă din care fac parte și în care nimeni nu m-a adus cu forța sau m-a ținut cu forța. Cine trebuia să plece dintre noi, cred că a plecat. Lucrurile s-au cernut și am dorit să adresez un cuvânt la acest congres extraordinar din calitate de ales local. Pentru că în urmă cu 4 ani de zile, în 2016, după alegerile locale, Partidul Social Democrat avea 17.000 de consilieri comunali, orășenești, municipali, județeni, 1.700 de primari, 29 de președinți de consilii județene și vă pot spune că acolo lucrurile nu s-au schimbat. Vreau să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru munca de zi cu zi. De jos în sus, țara s-a schimbat și s-a schimbat mult și în bine. Cei ce muncesc zi de zi știu cât de greu este să fii între oameni, în permanență lângă oameni, să construiești infrastructură, extinzi rețele de apă, canal, gaze, să construiești drumuri de la zero, școli, grădinițe, spitale și cu toate acestea să fii în permanență aproape de oameni. Tot pe umerii aleșilor locali a fost și această pandemie, o pandemie căreia i s-a adăugat un dezastru mai mare, guvernul de dreapta. Un guvern de dreapta care a ținut comanda la centru și a trimis factura în teritoriu. Ei n-au nicio obligație, noi le avem pe toate. Nu ne-am dat niciodată la o parte și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei, pentru că dacă astăzi România stă totuși bine, este pentru că are cetățeni responsabili și trebuie să le mulțumim tuturor, dar are și lideri locali care au dus greul acestei pandemii. Trebuie să ne uităm totuși cu onestitate la familia noastră socialdemocrată și să spunem că nu întotdeauna aleșii locali au fost în linia întâi sau ascultați. Unul dintre principalele motive pentru care sunt astăzi aici este că la sfârșit de ianuarie 2020, început de februarie, ne-am întâlnit pentru prima dată în mandatul acesta al meu, prim mandat de primar în 4 ani, ne-am întâlnit cu toții la București, adunați de cel de-al treilea președinte pe care l-am avut în acest mandat de 4 ani. Din 2016 până în 2020, 3 președinți, dar o singură întâlnire între noi, primarii municipii reședință de județ și președinții de consilii județene. Nu toate lucrurile au fost roz și trebuie să spunem acest lucru și dovadă sunt că unii dintre noi au fost mai marginalizați, mai controlați, chiar de către guvernul nostru. Vedem două abordări diferite. Vedem că în timp cei de dreapta își fac o imagine de supereroi a primarilor lor, noi, cei de stânga, noi, cei mulți, noi, cei care am fost învestiți cu încredere de oameni acum 4 ani, suntem baroni, baronei, penali, corupți. Eu nu mă regăsesc aici în calitate de penal, de baron, de corupt. Eu sunt aici în calitate de om care muncește și de membru mândru al Partidului Social Democrat. Cred că trebuie să accelerăm acest proces și să reconstruim și partidul și România de jos în sus și de sus în jos. De ce spun și de sus în jos? Pentru că ajunsesem să fim oarecum izolați. Și mă bucur să văd în această echipă europarlamentari. Pentru că trebuie să recunoaștem, partidul nostru a trecut printr-un moment dificil în relația cu partenerii din Internaționala Socialistă. Ba mai mult, ajunsesem să nu mai avem dialog cu sindicatele, cu dascălii, cu cei care au fost mereu alături de noi și de la care noi ne-am inspirat când am venit cu programele sociale pe care le-am prezentat oamenilor. Un lider înțelept îi ascultă mereu pe primari, pe aleși, pe aleșii locali, nu doar când sunt alegeri. Marcel Ciolacu, Paul Stănescu,
domnul profesor Dâncu, ne-au adunat pentru prima dată în mandatul meu acesta de primar, la sfârșit de ianuarie, început de februarie 2020. Am încredere că ceea ce au spus atunci se va îndeplini. Ca dovadă astăzi, statutul partidului s-a modificat și indiferent de poziția la nivelul organizației locale sau județene, primarul municipiului reședință de județ, președintele Consiliului Județean, face parte din Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc tuturor celor care ați votat această îmbunătățire a statutului nostru. Vreau să le mulțumesc celor care, în această perioadă mai dificilă a partidului nostru, un an și ceva de greutăți, au ales să-și spele rufele în familie și să nu iasă și să-și atace colegii, șefii, conducătorii. Pe noi ne ține aici un statut. Noi suntem aici de bunăvoie, nu ne-a forțat nimeni. M-am înhămat alături de o echipă la muncă și sper ca Liga Aleșilor Locali să fie un organism viu, să ne cunoaștem între noi zi de zi, să învățăm din experiența noastră, cu bune, cu rele, să accelerăm procesul de dezvoltare al României, pentru că PSD, Partidul Social Democrat, este cel care dezvoltă România. Băieții aceștia de dreapta, vedem bine ce știu să facă. Au venit la Constanța cu toată echipa lor, s-au așezat cu cazinoul în spate și știți ce a urmat? Încercau să mimeze un discurs, mândrindu-se cu munca lui Daniel Suciu de pe vremea când a fost ministru al dezvoltării regionale, cu munca guvernului PSD, cu munca administrației locale PSD. Aș fi vrut să-i văd pe acești oameni care mimează un discurs public în rândul celor 40.000 de companii din industria Horeca, alături de cei 400.000 de angajați care sunt pe cale să-și piardă locurile de muncă. Aș fi vrut să-i văd în rândul profesorilor, învățătorilor, cărora nu le majorează salariul, dar îi trimit la școală, nu știm în ce condiții. Am înțeles că nu răspunde Orban, că răspund părinții, că răspund profesorii, că răspund primarii, că răspunde oricine mai puțin în afară de ei. Ei sunt aleși de nimeni să ne conducă nicăieri. Îmi doresc ca Partidul Social Democrat să fie adevărată alternativa oamenilor, iar pentru asta sunt alături de discursul tuturor colegilor mei. Nu-mi este frică să dau ochii cu oamenii, indiferent de ce cuvinte ne reproșează, câteodată lucruri pe care poate noi, ca persoane fizice, nu le-am făcut, dar pe care trebuie să ni le asumăm bărbătește, că de aceea suntem membri în Partidul Social Democrat. Vă doresc să aveți mult succes în alegeri, dragi colegi. Sunt convins că de jos în sus, PSD, ca și în urmă cu 4 ani, va câștiga aceste alegeri, va câștiga parlamentarele, va guverna țara către dezvoltare, prosperitate, pe un drum ireversibil, într-o mare familie europeană și un susținător al principiilor democratice. Noi nu ne luptăm cu justiția, noi ar trebui să ne luptăm pentru pace mondială, pentru egalitate de șanse și să susținem angajamentele pe care ni le-am luat. Personal, în calitate de primar al municipiului Constanța, cel mai mare și cel mai adânc port la Marea Neagră, încep orice discurs, spunând că de la noi începe Uniunea Europeană, de la noi începe siguranța mondială, pentru că suntem în Alianța Nord-Atlantică și da, ne mândrim că suntem un membru puternic al Alianței Nord-Atlantice. Dragi colegi, știu că sunteți neobișnuiți cu acest tip de conferință, de congres, de, nu știu, a ne vedea pe ecrane, dar sunt convins că noi suntem cei mai dinamici în a ne transforma, a ne reinventa și a găsi partea bună dintre noi. PSD susține digitalizarea, Partidul Social Democrat răzbește primul congres extraordinar în pandemie și tot primul va fi și la alegeri. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!